Engleza pentru începători, lecția 17, partea 1. Să începem lecția cu învățarea cuvintelor noi. Ascultați și repetați. Job. Muncă, ocupație. Wages. Salariu. Raise. Mărire, creștere a salariului, a prețurilor. Laborer. Muncitor. Unemployment. Chômage. Colleague. Coleg. Trade union. Syndicat. Member. Membru. Negotiations. Negocieri. Employee. Angajat, salariat. Strike. Grevă. Management. Conducere, administrație. Iată cuvintele noi în propoziție. I have many colleagues. Am mulți colegi. The negotiations will be tomorrow. Negocierile vor fi mâine. We are waiting for the management. Așteptăm conducerea. He has lost his job. El și-a pierdut slujba. The employees want to talk. Salariații vor să vorbească. I got a raise yesterday. Ieri am primit o mărire de salariu. He is a member of a trade union. El este membru de sindicat. We have great unemployment in Romania. În România avem un șomaj considerabil. They are talking about the last strike. Ei vorbesc despre ultima grevă. Do you think my wages are high? Crezi că salariul meu este mare? Is he a laborer in this factory? El este un muncitor în această fabrică? În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Ai vești despre grevă? Have you the news about the strike? Trebuie să știu despre aceste negocieri. I must know about these negotiations. Îți place munca ta? Do you like your job? Anul trecut am avut mai mulți membri. Last year we had more members. Ei obțin în fiecare an o mărire de salariu. They get a raise every year. Colegii mei mă vor ajuta întotdeauna. My will always help me. My colleagues will always help me. Ce știi despre șomajul din țara ta? What do you know about in your country? What do you know about unemployment in your country? Peste o lună, salariile noastre vor fi mai mari. In a month, our will be higher. In a month, our wages will be higher. Administrația fabricii noastre este foarte bună. Our factory is very good. The management of our factory is very good. Toți muncitorii au ședință miercuri. All have a meeting on Wednesday. All laborers have a meeting on Wednesday. Toți angajații tău au familie?
have all your families, have all your employees' families. Ești membru al acestui sindicat? Are you a member of this? Are you a member of this trade union? Traduceți în limba engleză noile cuvinte. Muncă. Job. Coleg. Colleague. Angajat. Employee. Salariu. Wages. Conducere. Management. Membru. Member. Muncitor. Laborer. Șomaj. Unemployment. Sindicat. Trade union. Salariu. Wages. Negocieri. Negotiations. Grevă. Strike. Mărirea salariului. Raise. Administrație. Management. În continuare, ascultați cu atenție următoarele propoziții. I had eaten breakfast before I went to work. Am luat micul dejun înainte de a merge la lucru. After the employees had got a raise, they started to work. După ce salariații au obținut o mărire de salariu, au început să lucreze. Before I visited my mother, I had bought her flowers. Înainte de a vizita pe mama mea, i-am cumpărat flori. She went to bed after she had watched that film. Ea s-a dus la culcare după ce s-a uitat la filmul acela. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Înainte de a cumpăra această mașină, am lucrat timp îndelungat într-o bancă. Before I bought this car, I had worked in a bank for a long time. După ce s-a întors acasă, el a mâncat puțină pâine. After he had returned home, he ate some bread. Am încercat această haină înainte de a o cumpăra. I had tried on this coat before I bought it. Ea a început să se îngrijoreze după ce a primit această scrisoare. She started to worry after she had got this letter. Iar acum, iată câteva verbe noi. To negotiate. A negocia aduce trădative. To raise. A spori, a mări. To apply for. A cere, a solicita. To earn. A câștiga bani. To reduce. A reduce, a micșora. To fire. A concedia. Să exersăm aceste verbe în propoziții. I think we must raise wages. Cred că trebuie să mărim salariile. Yes, our employees have already applied for this. Da, salariații noștri au solicitat deja asta. They say they earn too little. Ei spun că câștigă prea puțin bani. We will negotiate it with them. Vom negocia asta cu ei. The management wants to fire 100 of them. Conducerea vrea să concedieze 100 dintre ei. But remember, we must reduce unemployment.
Amintește-ți însă că trebuie să reducem șomajul. How can we do it if they want to fire people? Cum putem să facem asta dacă ei vor să concedieze oameni? Acum, completați următoarele propoziții cu verbele corespunzătoare. Înainte de a reduce șomajul, ei au construit fabrici noi. Before they unemployment, they had built new factories. Before they reduced unemployment, they had built new factories. Ne vor mări salariile. Will they our wages? Will they raise our wages? Câți muncitori au concediat deja? How many laborers have they already? How many laborers have they already fired? Înainte de a solicita o slujbă nouă, am lucrat într-un birou. Before I a new job, I had worked in an office. Before I applied for a new job, I had worked in an office. Ei câștigă mai puțin decât părinții noștri? Do they less than our parents? Do they earn less than our parents? Nu vom negocia aici. We will not here. We will not negotiate here. În exercițiul următor, formulați întrebări, răspunsuri afirmative și negative la următoarele propoziții. They had seen this film before we visited them. Had they seen this film before we visited them? Yes. Yes, they had. No. No, they hadn't. He had been in England before he returned. Had he been in England before he returned? Yes. Yes, he had. No. No, he hadn't. They had applied for the job before I started to work there. Had they applied for the job before I started to work there? Yes. Yes, they had. No. No, they hadn't. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Ai fost aici înainte de a se întâmpla asta? Had you been here before it happened? După ce m-am sculat, m-am dus în bucătărie. After I had got up, I went to the kitchen. Nu am văzut acest tablou înainte de a sosi aici. I hadn't seen this picture before I arrived here. Ai încercat să negociezi înainte ca ei să te concedieze? Had you tried to negotiate before they fired you? După ce au mărit salariile, angajații au fost foarte bucuroși. After they had raised wages, the employees were very glad. Nu m-am gândit la asta înainte să fi citit această carte. I hadn't thought about it before I read this book. Să învățăm câteva cuvinte noi. Contents. Cuprins. Oats. Ovăz. Proceeds. Câștig.
Riches. Avere, bogăție. Thanks. Mulțumiri, recunoștință. Surroundings. Împrejurim, vecinătate. Savings. Economii. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Care este conținutul acestei cărți? What are the contents of this book? Cailor le place să mănânce ovăz. Horses like to eat oats. Ce câștig anual ai? What proceeds have you every year? Îmi țin economiile acasă. I keep my savings at home. Cum și-a câștigat el averea? How has he earned his riches? Le-am exprimat mulțumirile mele. I gave them my thanks. Sunt împrejurimi frumoase. These are nice surroundings. Te-ai întâlnit deja cu salariații noi? Have you already met the new employees? Înainte de a mă întâlni cu John, am lucrat cu Peter. Before I met John, I had worked with Peter. Conținutul acestei cutii este interesant. The contents of this box are interesting. Negocierile vor fi foarte dificile, dar trebuie să obținem mărirea salariilor. The negotiations will be very difficult, but we must get a raise. El a cumpărat o casă nouă după ce a început să câștige mai mult. He bought a new house after he had started to earn more. Câștigul lui este prea mic ca să aibă economii. His proceeds are too small to have savings. Ai lucrat vreodată înainte de a solicita această slujbă? Had you ever worked before you applied for this job? Muncitorii noștri sunt membri ai sindicatului de 5 ani. Our laborers have been members of a trade union for 5 years. După grevă, conducerea a concediat mulți angajați. After the strike, the management fired many employees. Trebuie să facem ceva ca să reducem șomajul. We must do something to reduce unemployment. Lecția 17, partea a doua. Să continuăm lecția învățând cuvinte noi legate de cumpărături. Supermarket. Supermarket. Trolley. Cărucior. Customer. Cumpărător, client. Shop assistant. Vânzător, vânzătoare. Receipt. Chitanță. Shopping list. Listă de cumpărături. Cash desk. Casă. Shop window. Vitrină. Exit. Ieșire. Bargain. Vânzare la un preț favorabil, reducere. Discount. Reducere de prețuri. Sales. Vânzare, vânzarea soldurilor. Shopping bag. Sacoșe de cumpărături. Să folosim cuvintele noi în propoziție. Have you already been in the new supermarket? Ai fost deja în noul supermarket? Yes, they have a lot of customers there. Da, ei au acolo foarte mulți cumpărători. You can take a trolley in this supermarket.
Poți să iei un cărucior în acest supermarket? Oh, yes. And they often have sales. Da, și ei au des reduceri. Yesterday I bought a lot of things at discount. Ieri am cumpărat o mulțime de lucruri la preț redus. It was a great bargain. A fost o afacere bună. My shopping bag was full, and I didn't spend too much money. Sacoșa mea a fost plină și nu am cheltuit prea mulți bani. And the shop assistants are always ready to help you. Și vânzătorii sunt gata întotdeauna să te ajute. You can always get a receipt at the cash desk. Poți obține întotdeauna chitanța la casă. You can also give the shop assistant your shopping list and wait near the exit. Poți de asemenea să-i dai vânzătorului lista ta de cumpărături și să aștepți lângă ieșire. She will bring you your shopping. Ea ți-o aduce cumpărăturile. And they always have beautiful shop windows. Și ei au întotdeauna vitrine minunate. Completați următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. Câte case aveți în magazin? How many have you in the shop? How many cash desks have you in the shop? Îmi place să cumpăr la vânzarea soldurilor. I love to buy at sales. Căruciorul meu este plin. My is full. My trolley is full. Am doar o sacoșă pentru cumpărături. I have only one shopping bag. Acest supermarket este cel mai bun din orașul nostru. This is the best in our town. This supermarket is the best in our town. Aici sunt patru ieșiri. There are four here. There are four exits here. Acest vânzător este foarte drăguț. This is very nice. This shop assistant is very nice. Mulți cumpărători pleacă acum. Many are leaving now. Many customers are leaving now. Am pierdut chitanța. I have lost the receipt. Această casă este la un preț ieftin. This house is a bargain. Ai făcut deja lista de cumpărături? Have you already made the shopping list? În vitrină este un radio frumos. There is a nice radio in the shop window. Avem mari reduceri. We give large discounts. Traduceți în engleză următoarele cuvinte. Vânzare la preț favorabil, reducere. Bargain.
Sacoșa de cumpărături. Shopping bag. Vitrina. Shop window. Vânzător, vânzătoare. Shop assistant. Ieșire. Exit. Listă de cumpărături. Shopping list. Reducere de prețuri. Discount. Cărucior. Trolley. Vânzarea soldurilor, reduceri. Sales. Cumpărător. Customer. Chitanță. Receipt. Casă. Cash desk. Supermarket. Supermarket. Dați forma interrogativă următoarelor propoziții. He saw some cars. Did he see any cars? My parents have some friends. Have my parents any friends? Her sister has some good books. Has her sister any good books? Mary has some customers in her shop. Has Mary any customers in her shop? Traduceți propozițiile următoare în limba engleză. În cazul negațiilor, folosiți ambele forme. Au câțiva copii. They have some children. They have a few children. Nu avem tablouri. We haven't any pictures. We have no pictures. Ai câini? Have you any dogs? Nu văd oameni aici. I see no people here. I don't see any people here. Am puțin unt. I have some butter. I have a little butter. Nu cunosc dactilografe. I know no typists. I don't know any typists. Să învățăm din nou câteva cuvinte noi. Important. Important, semnificativ. Satisfied with. Satisfăcut, mulțumit de. Hardly. Abia, mai deloc. Hardly any. Abia, puțin, un pic. Hardly ever. Nu prea, mai niciodată, foarte rar. True. Adevărat. Even. Chiar, până și, nici măcar. How much is? Cât costă? Cash. Bani gheață, bani numerar. Unskilled. Necalificat. Useful. Folositor. Urmăriți cum se folosesc cuvintele noi în propoziție. How much is this clock? Cât costă acest ceas? Were all customers satisfied? Au fost satisfăcuți toți cumpărătorii? I am hardly ever in this shop. Vin foarte rar în acest magazin. Is that story true? Este adevărată povestea aceasta? He always buys useful things. El cumpără întotdeauna lucruri utile. There is hardly any salt. Abia mai avem sare. Nu este sare mai deloc. This car is even cheaper. Această mașină este chiar mai ieftină. You must pay in cash. Trebuie să plătești cu bani gheață.
They will fire 10 unskilled laborers. Vor concedia 10 muncitori necalificați. I have hardly any money. Abia mai am ceva bani. În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Ești mulțumit de locul tău de muncă? Are you with your job? Are you satisfied with your job? Toată lumea spune că asta este o poveste adevărată. Everybody says it is a story. Everybody says it is a true story. Cât costă această bicicletă? This bicycle. How much is this bicycle? Nici măcar nu l-au concediat. They didn't fire him. They didn't even fire him. Nu vrem angajați necalificați. We don't want employees. We don't want unskilled employees. Plătim întotdeauna cu bani gheață. We always pay. We always pay in cash. Este foarte important pentru mine. It is very for me. It is very important for me. Ea nu a vorbit mai deloc. She spoke. She hardly spoke. Nu merg aproape niciodată la meciuri. I go to matches. I hardly ever go to matches. Urmăriți cu atenție următoarele propoziții. I have something to tell you. Am ceva să-ți spun. It must be somewhere. Trebuie să fie undeva. Somebody is standing near our car. Cineva stă lângă mașina noastră. Do you know anybody here? Cunoști pe cineva aici? Did he give you anything? Ți-a dat ceva? Do you see Mary anywhere? O vezi undeva pe Maria? Do you know anybody here? No, I don't know anybody here. No, I know nobody here. Nu cunosc pe nimeni aici. Did he give you anything? No, he didn't give me anything. No, he gave me nothing. Nu mi-a dat nimic. Do you see Mary anywhere? No, I don't see her anywhere. No, I see her nowhere. Traduceți în limba engleză următoarele propoziții. Nu vreau să vorbesc cu nimeni. I don't want to talk to anybody. I want to talk to nobody. Ai văzut undeva aceste fete? Have you seen these girls anywhere? Nu iubesc pe nimeni. I don't like anybody. I like nobody. Poate cineva să plătească cu bani gheață? Can anybody pay in cash? Sora mea este undeva în Anglia. My sister is somewhere in England. Acest om nu iubește pe nimeni. This man doesn't love anybody. This man loves nobody. Ai întâlnit pe cineva important acolo? Did you meet anybody important there? Colegii noștri solicită o mărire de salariu. Our colleagues are applying for a raise.
Trebuie să reducem șomajul în România. We must reduce unemployment in Romania. Salariații și conducerea se întâlnesc mâine să negocieze salariile. The employees and the management are meeting tomorrow to negotiate wages. Membrii sindicatului nostru câștigă mai mult. The members of our trade union earn more. Câți muncitori au concediat în ultima vreme? How many laborers have they recently fired? Ai văzut ceva interesant prin împrejurimile noastre? Have you seen anything interesting in our surroundings? Câștigul lui este foarte mare. His proceeds are very high. Înainte de a cumpăra această carte, m-am interesat de conținutul ei. Before I bought this book, I had asked about its contents. Săptămâna viitoare vor fi reduceri în supermarketul nostru. There will be sales in our supermarket next week. Vei primi chitanța la casă. You will get the receipt at the cash desk. Clienții noștri sunt întotdeauna satisfăcuți de cumpărăturile la preț redus. Our customers are always satisfied with their bargains. Înainte de a merge la cumpărături, am scris o listă de cumpărături. Before I went shopping, I had written a shopping list. Pot să primesc o reducere? Can I get a discount? Ai ceas acasă? Have you any clock at home? Nu prea ascult muzică. I hardly ever listen to music. Cât costă această fustă? How much is this skirt? Nu voi spune la nimeni despre asta. I won't tell anybody about it. I will tell nobody about it. După ce am început să lucrez, a venit John. After I had started work, John came. În încheiere, urmează un exercițiu de pronunție. A. Cash. Cat. Hat. Can. O. Trolley. Job. Clock. Sock. Ooh. True. Blue. Do. Boot. A. Sales. Day. Pay. Say.